da, ne interesează. Câte zile? Două zile am dat. Două zile, am un apartament de lux aici la 250 pe noapte. M-am putea să decontăm pe firmă? Nu am putea, nu? Particulară, nu pot. Am înțeles. Am încercat. Mă gândeam că... vouchere, probabil. Da, da, da. Și... Felicia, mergeți la munte cu voucherele, sau... Cele mai recente estimări arată că pe litoral sunt 100.000 de locuri de cazare acreditate și tot atâtea neacreditate. Prețurile în turismul la cheie sunt mai bune ca anul trecut, spun proprietarii, între 180 și 250 de lei, în funcție de tipul de locuință și condiții. Cu toate acestea, nimeni nu oferă factură sau un contract de închiriere. Două zile pot să vă am și la 250, am și la 200. La apartament cu două apartament camere? Apartament singur, da. Se dezinfectează tot? Înțeles. Că ne e puțin frică, sincer, draga de această mea, pandemie. Aveți și de asta soluție de mâini și tot ce vă trebuie. Posibilii clienți primesc astfel de asigurări de la proprietarii apartamentelor la cheie. Totuși, pentru că nu sunt controlate de autorități, nu există garanția că aceste unități de cazare respectă cu adevărat normele în vigoare. Prefectul județului Constanța atrage atenția că cei care flutură cheile în așteptarea turiștilor, dar și a veniturilor nedeclarate, sunt o adevărată definiție a zădărnicirii combaterii bolilor. Cei care merg în alte unități care nu sunt clasificate nu au siguranța că acea unitate a fost verificată de DSP, de DSV, de OPC, de absolut toate organele de control ale statului. Autoritățile locale, în special cele din sudul litoralului și Eforie, au încercat să descurajeze aceste practici prin sancționarea celor identificați că fac turism la negru, însă dau vina pe turiștii care aleg să se cazeze în astfel de locuri.